Domnule ministru, aș începe interviul cu o scurtă discuție despre intenția Departamentului pentru Energie de a promova un pachet legislativ privind piața gazelor naturale. Pe de o parte, va fi eliminat calendarul scumpirii gazelor pentru consumatorii industriali, mai erau două etape de liberalizare pentru aceștia, iar pe de altă parte, producătorii și furnizorii vor fi obligați să tranzacționeze o parte din gaze pe bursă pe o perioadă determinată. De ce este nevoie de acest pachet legislativ și care ar putea fi efectele pe piață? Bun, am lansat în dezbatere publică aceste propuneri. Suntem în faza în care colectăm foarte multe sugestii, reacții la propunerile noastre. În primul rând, obligația impusă producătorilor în primă fază și apoi furnizorilor de a tranzacționa centralizat. Cred că va ajuta foarte, foarte mult la crearea unei piețe funcționale în România. Ori ei este evident că vor scoate niște cantități pe bursă și având această obligație trebuie să fie capabil să se înțeleagă cu cei care cumpără. Deci va ajuta foarte mult la crearea unui preț de referință poate pentru și pentru celelalte tranzacții. Și oricum această obligație este și un angajament al României luat în discuțiile cu instituțiile financiare internaționale, cu Fondul Monetar, cu Comisia Europeană. Pe de cealaltă parte, în privința pieței reglementate, am constatat, uitându-ne pe bursele regionale, că practic s-a atins un nivel de convergență. Deci nu mai este nevoie să facem măriri de preț suplimentare sau mările de preț care erau angajate în calendar. Dar de ce este prevăzută o perioadă de doar 3 ani pentru obligația de a tranzacționa pe bursă? Și nu mai mult, pe o perioadă nelimitată. Am zis pentru început să fie, cred că sunt până la sfârșitul 2018. O să vedem cum va funcționa acest lucru, cât de mult va ajuta piața, se poate transforma apoi dintr-o obligație într-o oportunitate, dacă cei care tranzacționează e nevoie de un imbold mai puternic la început. Noi vorbim și aceste platforme sunt operaționale de niște luni bune, dar sunt foarte puțini care s-au înregistrat și pe de o parte și pe de cealaltă parte. Este important să începem și este important, cred că, să avem și o perioadă pe care să ne o asumăm ca perioadă, să spun așa, de tranziție către o piață mult mai funcțională și mult mai competitivă. Dar producătorii și furnizorii sunt de acord? Privesc cu ochi buni această intenție a departamentului? Evident că atunci când ești forțat să faci ceva, nu poți să fii din principiu foarte încântat. Dar o astfel de obligație există și în Polonia, o astfel de obligație a existat sau poate chiar mai există, nu mai mi-aduc bine aminte, și în Germania. Este un lucru firesc pentru o piață aflată la începuturile sale, dacă pot să spun așa. În domeniul gazelor naturale noi am evitat ani de-a rândul să luăm decizii și ne-am tot învârtit în jurul cozii, ca să folosesc o expresie mai populară. Nu mai putem, suntem în stadiu în care trebuie să luăm decizii. Începem să ne interconectăm cu Uniunea Europeană, cu țările din jurul nostru. Nu mai putem, deci suntem într-un moment în care trebuie să creăm niște mecanisme care să ajute la dezvoltarea acestei piețe. Cum am vorbit și cu colegii de la ANR, este importantă revizuirea codului rețelei cât mai rapid. Este important să avem o metodologie clară privind realizarea echilibrării la gaz natural. Sunt multe, multe, multe lucruri pe care trebuie să le facem într-un timp foarte scurt. Dar care ar putea să fie cantitatea minimă optimă care ar putea să fie scoasă pe bursă, în procente? Va fi o decizie a Autorității Naționale de Reglementare în Energie, pentru că, după cum știți, producătorii, după cum este cunoscut, producătorii au o obligație deja legală de a furniza cu prioritate gaz pentru aprovizionarea populației. Deci lucrurile trebuie puțin corelate și din acest motiv ANR-ul va stabili care va fi procentul obligatoriu și care va fi perioada, este un lucru foarte important, care va fi perioada în care se va aplica această obligație. Va fi obligație lunară, obligație la 3 luni. Noi ne-am dorit să fie obligație pe un termen mai scurt, tocmai în ideea de a încuraja tranzacțiile, pentru că, după cum probabil ați văzut,
producătorii trebuie să facă tranzacții pe piața centralizată, altfel riscă niște amenzi foarte, foarte mari. Legat de gazele naturale, pe la începutul anului a apăruse informația că România ar putea să înceapă să exporte fizic anumite cantități prin interconectorul Arad-Seghet. Președintele ANR spunea că au fost luate toate măsurile legislative pentru realizarea acestor exporturi, începând chiar cu luna februarie. Ce se întâmplă până la urmă cu aceste exporturi fizice de gaze? Nu există în momentul de față, nu văd niciun impediment în cadrul de reglementare, în cadrul legislativ din România pentru ca exporturile de gaz să se producă, însă citind comunicatul operatorului de transport Transgaz pe care l-au publicat recent, ei vorbeau de faptul că nu va fi posibil export de gaz natural din România până către sfârșit, din punct de vedere tehnic, până către sfârșitul anului 2016, în cantități care să depășească 1-2% din producția internă a României. Deci cantități mari de gaz, din punct de vedere tehnic, nu vor putea fi exportate și nu cred neapărat că este un lucru rău pentru România, pentru că în acest moment încă avem o cerere internă mai mare decât producția noastră și este bine pentru consumatorii din România să avem cât mai mari cantități de gaze aici, pentru că în felul acesta ei vor beneficia de prețuri mai bune. Dar din punct de vedere cadrul de reglementare nu este nicio interdicție, iar din punct de vedere al interconectărilor sunt niște proiecte deja angajate. Săptămânile trecute am fost la Chișinău, m-am întâlnit cu ministrul economiei Lazar, cu primul ministru Leancă, am discutat de interconectorul cu Republica Moldova, care probabil va fi operațional undeva în luna iulie-august, dar, repet, tehnic 1-2% cel mult. Conducta Iași-Ungheni va fi operațional în curând, dar se oprește undeva pe la Ungheni. E o localitate destul de mică, adică ce putem aproviziona acolo? Ce se poate face în așa fel încât să ajungă gazul din România până la Chișinău? Ar trebui făcută, ca a doua etapă din proiectul Iași-Ungheni, ar trebui făcută o altă conductă de la Ungheni la Chișinău. Cine s-o facă? Trebuie făcut un studiu de fezabilitate și apoi trebuie atras și investitori într-un astfel de proiect. Din câte mi-au spus partenerii din Republica Moldova, sunt șanse foarte, foarte bune ca studiul de fezabilitate să fie elaborat într-o perioadă scurtă de timp. Preocuparea noastră acum este să facem operațional acest interconector Iași-Ungheni, care aproape că este construit. Este important pentru securitatea aprovizionării pentru ambele țări, și pentru România și pentru Republica Moldova. Dar cum, în această primă etapă, cam cât ar putea să furnizeze România în Republica Moldova? Din calculele noastre ar putea fi furnizate aproximativ 14.000 de metri cubi pe oră. Deci undeva la peste 100 de milioane de metri cubi pe an, care reprezintă aproximativ 1% din producția din România. Și necesarul din Republica Moldova cât ar reprezenta? Necesarul din Republica Moldova, deci ce ar putea fi livrat teoretic, dar vorbim de lucruri teoretice, pentru că aici nu exportă statul român, tot aud discuția asta în spațiu public. Aici va fi o înțelegere între operatori, între entități comerciale. Adică cineva din România va trebui să semneze un contract cu cineva din Republica Moldova, să se înțeleagă pe preț, să se înțeleagă pe cantități, să se înțeleagă pe modalitate de plată, dar
va fi posibil din punct de vedere tehnic și cred că este bine și pentru noi și pentru ei. Pentru că la un moment dat putem să ajungem în situația în care, nu știu, în perioadă de vară, de exemplu, ei și-ar putea stoca în România, dacă ne creștem capacitățile de stocare, apoi să și-l ducă înapoi în Moldova în perioada de iarnă, sau noi să cumpărăm, dacă iau contracte mai buni cu furnizori externi, să cumpărăm noi de la ei. Deci este bine pentru cele două piețe, este bine pentru securitatea aprovizionării a celor două țări, este bine să existe alternative, să existe diversitate. Zilele trecute a circulat informația potrivit căreia gazele din Marea Neagră vor fi exportate din momentul în care va începe exploatarea lor prin gazoductul rus South Stream. Aceasta după ce OMV a convenit cu Gazprom extinderea conductei până în Austria. Chiar există această posibilitate? Este exclus. Recent s-a semnat, există un acord scris cu Exxon și cu Petrom ca gazele ce vor fi produse în Marea Neagră să intre în sistemul de transport românesc. Există un acord Exxon, cu Exxon și cu Petrom prin care sau conform căruia gazele produse în Marea Neagră vor intra în sistemul național de transport, vor intra în conductele Transgaz. Și va avea putere acest acord, putere mai mare decât un eventual acord între OMV din Austria și Gazprom? Eu cred, nu știu ce acordare OMV-ul din Austria, în România operează Petrom și operează Exxon Mobil. OMV-ul din Austria este acționar la Petrom, unde suntem și noi acționari minoritari. Deci, repet, avem un contract, avem o înțelegere scrisă, conform căreia gazele intră în sistemul de transport românesc. Mai multe detalii nu vă pot da, pentru că sunt... Adică, cred că este suficient ce v-am spus. Cât de pregătită este România să facă față în cazul unei întreruperi în livrarea de gaze de către Rusia? Și pe ce perioadă? Suntem pregătiți, suntem la un moment în care, evident, fiind în perioada de vară, producția este mai mare decât consumul. Și avem un plan de siguranță pentru orice fel de situație. Și conform acestui plan, dacă se va tăia în perioada de iarnă, probabil, sau mai repede, ne vor ajunge cantitățile până în ianuarie, februarie și apoi avem opțiunea să trecem, dacă nu va fi posibil să importăm prin Arad-Szeged, să trecem anumite centrale care utilizează gaz pe un alt tip de combustibil, de exemplu Elcen. Elcen, care mă bucur că încearcă în prezent renegocierea termenilor contractuali pentru contractele de achiziție de gaz, atât pentru contractele de achiziție de gaz produs în România, cât și pentru contractele de achiziție de gaz provenind din import din Rusia. Comisia Europeană a anunțat miercuri că noua strategie energetică a Uniunii Europene arată că este necesară dezvoltarea coridorului sudic de aprovizionare cu gaze, inclusiv cu cele lichefiate. România are deja un proiect Agri împreună cu Georgia și Azerbaidjan. De 2 ani de zile tot auzim că trebuie finalizat studiul de fezabilitate, prefezabilitate, pentru a vedea dacă proiectul este bun sau nu. Ce se întâmplă de fapt? Documentul Comisiei este foarte important și am încercat foarte mult în ultimele zile să contribuim cu ideile noastre, cu viziunea noastră, să le împărtășim cu experții Comisiei Europene pentru ca ele să se regăsească în acest document și multe dintre ele se regăsesc. Se vorbește în document de nevoia diversificării surselor de aprovizionare, de o mai bună prioritizare a proiectelor europene, de nevoia de a încuraja sursele indigene de energie, de rolul energiei nucleare, de Marea Neagră ca un posibil furnizor de hidrocarburi pentru regiune. Și cred că acest document al Comisiei este o foarte, foarte bună bază de discuție, atât pentru discuțiile din Consiliul Energiei care urmează să aibă loc în iunie, cât mai ales pentru Consiliul European,
pentru întâlnirea șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, care va avea pe agenda acest subiect al securității energetice. Am promovat foarte mult la Bruxelles ideea și nevoia de a avea securitatea energetică în prim planul atenției politicilor europene. În ultimii ani am discutat foarte mult despre tot felul de ținte. Deci discuțiile de la Bruxelles erau dacă trebuie să mai creștem ponderea energiilor regenerabile și cu cât trebuie să mai îmbunătățim nu știu ce țintă de eficiență energetică sau să scădem și mai mult emisiile de CO2 în condițiile în care Uniunea Europeană produce mai puțin în prezent de 10% din totalul emisiilor de gaze care produc efect de seră. Deci foarte multe discuții despre țintă. Acum trăim într-o altă lume și trebuie să ținem cont de faptul că securitatea energetică trebuie să fie prioritatea numărul 1, adică din punct de vedere al deciziilor de la Bruxelles. Deci până la urmă Agri are sau nu șanse să... Agri vom vedea dacă are sau nu are șanse când vom avea acel studiu de prefezabilitate agreat. Am discutat atunci când a fost cred că acum vreo lună de zile cu ministrul din Azerbaidjan, cu omologul meu, care a promis că ne va transmite de fapt consultanților niște date necesare finalizării studiului de prefezabilitate. Și atunci, după ce vom avea acest studiu de prefezabilitate, vom decide. Se poate trece la studiul de fezabilitate. Datele din studiul de prefezabilitate sunt descurajatoare și concluzionăm că nu este un proiect fezabil sau datele din studiul de prefezabilitate ne spun ar putea să fie interesant, dar să mai așteptăm un număr de ani. Deci trebuie să avem prioritatea, este să avem acest studiu de prefezabilitate elaborat. Și România pregătește o nouă strategie energetică potrivit concluziilor preliminare ale Departamentului pentru Energie. România ar trebui să încurajeze dezvoltarea prudentă a energiei regenerabile. Cu accent pe biomasă. De ce biomasă? Biomasa, avem un potențial foarte mare în România și biomasa, spre deosebire de alte tipuri de energie regenerabile care s-au dezvoltat foarte, foarte mult, biomasa are avantajul că nu generează probleme în funcționarea sistemului. Biomasa poate să funcționeze în 24 de ore pe zi. Deci este o resursă pe care o avem la dispoziție, putem crea niște locuri de muncă în România și ideea a fost să ne uităm cu mai mare atenție la potențialul pe care îl oferă biomasa. Sigur, sunt niște concluzii preliminare, vom vedea atunci când se va publica draftul de strategie. Revenind la marile proiecte care se tot rostogolesc de la un guvern la altul și studii de fezabilitate aferente, mai avem Tanița Lăpuștești, cablu submarin cu Turcia, oleoductul Constanța-Trieste. Despre Constanța-Trieste ați spus deja că nu are rost să continue. Despre celelalte ce spuneți? Că și pe acestea s-au cheltuit sume enorme de bani, milioane de euro, pe tot felul de studii și care până la urmă nu au dovedit nimic până acum, dacă sunt sau nu fezabile aceste proiecte. De ce se continuă promovarea unor proiecte care despre care nu se știe nimic, dacă sunt sau nu fezabile? Ideea este că toate aceste proiecte au fost generate de niște idei interesante. Ce vreau să facem acum este să cheltuim cu mult mai mare atenție și eficiență banii, să nu aruncăm cu banii pe studii decât dacă este absolută nevoie de respectivele studii. Și dacă este nevoie de studiu și facem studii, apoi decidem. Există șanse să trecem la faza de decizie de investiții și apoi la investiții sau studii ne arată că trebuie să ne oprim. Deci vreau să punem puțină ordine în lucruri. Și să ne și prioritizăm puțin mai bine ceea ce vrem să facem. Pentru că uitați-vă la energie electrică. Noi avem în momentul de față vreo 20.000 de megawați putere instalată și un consum de vreo 8.000.
În ultimele săptămâni am tot încercat prin diverse măsuri, propuneri, sugestii să încurajăm exportul de energie. Dar noi avem 20.000 de megawatts putere instalată, avem 7-8.000 consum și avem foarte multe proiecte anunțate și Tarnița și unitățile de la Cernavodă și Nicopole și Rompetrol, înțeleg că se gândește la un proiect de construire unei centrale pe gaz. Mai sunt alte investiții probabil din zona privată, un nou grup pe cărbune la Rovinari. Toate sunt interesante dacă faci o primă analiză. Noi ar trebui ca asta să încercăm să dăm niște semnale de prioritizare. Sigur, când e vorba de investitori privați, ei fac ce vor cu banii lor. Uitați-vă la Petrom. A investit în acea centrală pe gaz de la Brazi peste 500 de milioane de euro și în luna mai a stat. Până acum nu știu dacă a funcționat vreo zi în luna mai. Investitorii privați își fac propriile lor studii, dar atunci când, din punct de vedere al statului, trebuie să oferim mai mare predictibilitate în ceea ce ne dorim și apoi în companiile în care suntem administratori, în care suntem încă acționari majoritari, să avem grijă să nu mai risipim bani, să nu mai aruncăm bani. S-au cheltuit peste 100 de milioane de euro pe diverse studii de fezabilitate în ultimii 5 ani, 5-6 ani. Deci nu se poate, este foarte, foarte, foarte mult și nu că s-au cheltuit 100 de milioane. Dar acele studii nu au dus la nicio finalitate, că evident că atunci când faci un proiect trebuie să ai un studiu de fezabilitate și te costă niște bani. Dar trebuie să mergi prudent, un studiu de prefezabilitate și nu putem să facem studii de 2-3 ori. Să repetăm, facem acum, dacă fac un studiu de fezabilitate, am auzit tot felul, dar trebuie actualizat. Păi de ce trebuie actualizat? Că dacă consultantul a fost bun, probabil ar fi trebuit să fie capabil să previzioneze schimbări în cadrul de reglementare sau în funcționarea pieței sau în dezvoltări din piață. De ce să-l mai actualizez? Și atunci ce o să se întâmple cu cablul Subanin cu Turcia sau cu Tarnița Lăpuștești? Pentru că era deja o decizie luată pentru ca mai multe companii de stat să investească iarăși în studii de fezabilitate chiar anul ăsta. Fiecare companie să dea câte 2 milioane de euro pentru fiecare proiect în parte. Deci, cu cei de la Tarnița am avut o discuție cu managementul și cu Consiliul de Administrație, managementul companiei de proiect. Și am stabilit un plan de acțiune. Plan de acțiune care trebuie să se finalizeze în data de 15 decembrie. Deci, pe 15 decembrie, dacă o să mă întrebați, o să vă spun. Tarnița, trecem la faza de investiție, deci decizie de investiție, sau luăm decizia că nu mai are rost să continuăm cu compania de proiect, nu mai are rost să mai cheltuim bani pe salarii, bani pe studii, bani pe sedii, bani pe alte lucruri. Deci pe 15 decembrie o să vă dau un răspuns în legătură cu Tarnița. Cu cablul submarin am vorbit puțin, inclusiv ieri la Berlin, cu omologul meu, cu ministrul turc al energiei, despre, e important și cum văd ei acest proiect. Și dumnealui mi-a propus, este posibil să vină în România săptămâna viitoare și să avem o discuție mai aprofundată. Iar apoi, dacă nu va veni în România, am zis să avem o convorbire telefonică. Dar ce e cu acel cablu Pitești-Pancevo? Nu este un cablu, este un proiect pe care cei de la Compet îl analizează, n-au făcut deocamdată niciun fel de studii, de a folosi sistemul de transport prin conducte existent până la Pitești și de a verifica dacă sunt potențiali clienți interesați în prelungirea sistemului de conducte de la Pitești către Pancevo. Era înainte acest proiect Constanța-Trieste,
care ar fi trebuit să treacă pe lângă mai multe rafinerii și sigur să se termine în zona Trieste, unde sunt numeroase rafinerii în Italia. Este clar că nu a fost suport, este clar că n-a fost interes pentru el. Acum rămâne practic, vorbim de o bucățică din acel proiect mai mare. Trebuie să vadă dacă face sens. Dar repet, când spun trebuie să vadă, analiză foarte atentă intern și nu aruncăm cu banii pe studii. Trebuie să încurajăm foarte mult firmele să încerce să dezvolte și să analizeze oportunități de business, oportunități de extindere, dar într-o manieră prudentă din punct de vedere al angajării de cheltuieli pe studii și alte lucruri. Ce stadiu se află privatizarea electrică și cât speră statul să obțină din vânzarea pachetului de 51%? Progresăm bine cu electrica. A fost o strategie adoptată de guvern în privința electrică în urmă cu mai multe luni. Eu am încercat să contribui la implementarea acestei strategii elaborate mai de mult înainte de desemnarea mea ca ministru pentru energie. Fac tot ce depinde de mine ca să ajut la un IPO de succes. Electrica este o companie care arată foarte bine din punct de vedere financiar, nu are niciun fel de datorii. S-a reușit și m-a bucurat mult faptul că CFR-ul și-a onorat promisiunea și a plătit datoria către Electrica. De asemenea, Electrica, pe tot ceea ce înseamnă margine de profit, marjă de profit, este acum la nivelul celorlalți distribuitori, deci a fost o perioadă de timp în care Electrica a fost ca marjă de profit sub acceptată de ANRE, sub ceilalți. Acum am intrat într-o normalitate și sunt toți la același nivel, ceea ce este foarte bine. Deci, cred că investiția în acțiuni la Electrica este o investiție foarte, foarte sigură, într-un business sigur, într-un business cu venituri certe, cu venituri clare, și mă aștept să fie un succes. Când? Când se va întâmpla? Da. Păi se va întâmpla la începutul, în prima jumătate a lunii iunie, vom începe procesul propriu-zis de, nu știu dacă e corect să spun, de listare, că depinde când definim că începe listarea. Practic, va începe perioada în care poți să depui banii ca să încerci să rezervi acțiunile. Și cât speră statul să obțină? Vom vedea când vom face o analiză în funcție și de sugestiile consultanților. Vom face o analiză atunci când se va stabili prețul, însă, atenție, toți banii care se vor obține nu vor fi duși la bugetul de stat, ci vor rămâne în companie și compania îi va folosi pentru proiecte de dezvoltare. De când ați venit la Departamentul pentru Energie, a schimbat mai mulți oameni din funcții de la conducerea unor companii, precum Complexul Energetic Hunedoara, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, Compet, Elcen. Așa, mari nereguli ați găsit la aceste companii și mai urmează și alții? Într-adevăr, ăsta a fost și unul dintre mandatul clar pe care l-am primit de la primul ministru Ponta, și anume de a manifesta zero toleranță la orice fel de semnal de lipsă de integritate și de lipsă de profesionalism. Și nu-mi doresc să cer schimbarea unor oameni sau să contribui la schimbarea unor oameni. În general, îmi place să construiesc, sunt om de echipă, plec de la premisa că cu bună credință că toți trebuie să-și facă treaba și atâta timp cât își vor face fiecare treaba și nu vor fi semnale de lipsă de integritate sau altceva, nu vor fi probleme. Dacă vor apărea însă astfel de semnale, nu voi ezita în continuare să iau măsuri.
Fiecare situație a avut particularitățile ei. Sigur, sper să nu se mai întâmple, dar repet, dacă se vor ivi, dacă or să apară probleme, nu o să am niciun fel de ezitare în a lua decizii, pentru că acesta este mandatul pe care îl am și cred că de asta mi-a și propus domnul prim-ministru Ponta, printre altele, în ideea de a ajuta la eficientizarea și la transformarea acestor companii de stat în unele care să funcționeze ca toate celelalte companii occidentale. Uitați-vă, s-au risipit foarte, foarte mulți bani. Am inaugurat în urmă cu ceva timp, împreună cu cei de la Hidroelectrica, 5 unități în pompaj pe Olt. Proiectul, evaluarea inițială a costurilor era undeva la sub 140 de milioane de euro. Am participat la acea festivitate de inaugurare, dar proiectul a fost bine că s-au finalizat, că funcționează, sau că pot să funcționeze, însă costurile au fost de aproape 3 ori mai mari decât ce era estimat. Deci de la 140 de milioane, sub 140 de milioane, la 400 de milioane. O diferență uriașă. Și ce faceți cu acele hidrocentrale? O diferență uriașă. Păi, acele hidrocentrale trebuie văzut dacă piața și cum vor fi folosite și dacă, din punct de vedere economic, cum va face sens ca ele să funcționeze și când să funcționeze. Sigur, e un lucru bun că România are 200 de megawați în pompaj, dar este ca și cum am plecat să cumpăr o mașină Dacia, am cumpărat-o, dar am plătit pe ea prețul unei mașini Mercedes. Deci cam asta am făcut cu acele hidrocentrale pe Olt și, repet, lucrul acesta trebuie să înceteze. Va răspunde cineva pentru cheltuirea nesăbuită a acestor bani? Înțeleg că cei de la Hidroelectrica au trimis toate datele instituțiilor care au atribuții în a verifica astfel de lucruri. Apropo de Hidroelectrica, până la urmă când va ieși din insolvență? Sfârșitul anului, un termen fezabil? Eu am spus sfârșitul anului bazându-mă pe datele ce mi-au fost furnizate la prima discuție cu cei de la Hidroelectrica, cu administratorul judiciar, cu administratorul special numit de noi de minister, cu cei din managementul Hidroelectrica. Acum înțeleg că au apărut niște elemente noi cu un judecător care are niște probleme el cu justiția, trebuie numit un alt judecător și că s-ar putea să mai existe niște întârzieri. Evident că mi-aș dori ca societatea să iasă cât mai repede din insolvență, pentru că au pregătit apoi pentru privatizare. Însă mi-aș dori și mai mult ca să fim siguri că atunci când iese din insolvență toate lucrurile sunt în regulă. Adică problemele acelui judecător cu justiția ar putea duce la întârzierea ieșirii din insolvența Hidroelectrica? Păi da, că înțeleg că trebuie numit un alt judecător. Și va trebuie fi numit un alt judecător, trebuie să studieze dosarul. Acestea sunt lucrurile care mi se spun de cei de la Hidroelectrica. Sigur, asta e, nu poți influența procesul în justiție, cât de mult mi-aș dori ca lucrurile să se termine mai repede și să se termine într-o manieră favorabilă pentru companie. Cum să vă spun, Hidroelectrica are un potențial uriaș. Și faptul că Hidroelectrica a ajuns în starea în care este acum, în această telenovelă cu a insolvenței, să spun așa, a intrării, reintrării și așa mai departe, e un lucru foarte rău. E un lucru foarte rău și e un lucru care nu trebuie să se mai repete în România. Și sper să nu se mai repete. Înainte de a prelua Departamentul pentru Energie, exista un proiect de lege în Parlament prin care departamentul putea să-și obțină independența totală față de Ministerul Economiei, în sensul că putea să fie inițiator de proiecte legislative fără să mai ceară avizul Ministrului Economiei. După ce ați preluat Departamentul pentru Energie, au apărut o serie de amendamente prin care se schimbau total lucrurile. Până la urmă, cum a rămas proiectul de lege? Am înțeles, am lipsit zilele acestea, am fost la o reuniune în Germania, dar am înțeles că
A fost adoptată forma inițială, au fost într-adevăr în Parlament niște discuții, mai ales în Senat, a fost adoptată forma inițială în care departamentul a fost adoptat chiar în ultima ședință din această săptămână a Senatului, forma inițială, și Departamentul pentru Energie practic primește ceea ce nu avea în raport cu alte ministere, și anume dreptul de a avea inițiativă legislativă. Cred că este un lucru bun pentru sectorul energetic. Este un lucru foarte bun pe care în principal domnul ministru Niță l-a reușit, și anume crearea acestui departament independent care să se ocupe doar de domeniul energetic. Este un lucru pe care cei din domeniu și l-au dorit de mult timp. Și a fost aprobat în Camera Decizională? Da, Senatul este Camera Decizională. Și acum urmează să ducă la promulgare. Da, mai depinde de semnătura președintelui și apoi la promulgare. Ultima întrebare. Președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta au anunțat că în cadrul viitoarelor negocieri legate de portofoliul din Comisia Europeană, România va cere tot postul de comisar european pe agricultură. În cazul în care nu va fi obținut acest post, ați fi interesat să fiți dumneavoastră următoarea opțiune? Opțiune pentru? Comisarul european. Pentru ce? Nu cred că se pune problema, sincer. Nu cred că, în primul rând, România are intenția obținerii acestui portofoliu sau intenția sau șansele. Deci cred că este exclusă o astfel de ipoteză. Și ar fi bine să obținem un portofoliu important. Pe partea de energie, ce mi-aș dori foarte mult și ce am încercat să promovez în ultimele săptămâni, și anume ideea de a avea un comisar european care să provină din această regiune. Este foarte important. Este foarte important ca viitorul comisar european pentru energie să înțeleagă importanța securității energetice în raport cu alte priorități discutate la Bruxelles. Pentru că, vedeți, cei din Portugalia, cei din Spania, cei din țările nordice nu simt această presiune și această importanță a securității energetice așa cum o simțim noi, cei care trăim în această regiune dependentă doar de o unică sursă de aprovizionare cu în special cu gaz natural. Deci este crucial, este foarte important ca viitorul comisar să fie din regiune. Că va fi din Polonia, că va fi din într-o altă țară, e mai puțin relevant, dar este important să fie din această regiune.